Constructorul pentru lucrările de introducere a căldurii în bazarul din Lunca Suceve este asocierea dintre firmele autohtone Conbucovina, Prod-Cons și Loyalimpex. Contractul s-a semnat la finele săptămânii trecute primarul Ion Lungu, precizând că valoarea investiției în instalația pentru încălzirea complexului comercial bazar este de aproximativ 19 milioane de lei. Edilul șef al Sucevei a subliniat că există șanse majore ca în următorii doi ani de zile să fie modernizat bazarul din lunga Sucevei, astfel încât comercianții de acolo să beneficieze de căldură. Am întârziat din cauza acestei pandemii pentru că, practic, începând cu luna februarie, în martie și aprilie nu s-a lucrat. Încercăm să recuperăm timpul pierdut, a precizat Edilul șef. Deși indicatorii tehnico-economici trecuseri de Consiliul Local, lansarea licitației a fost amânată din cauza epidemiei de COVID-19 și a fost relansată în luna august. În acea perioadă nu am luat niciun leu de acolo, niciun fel de chirim. Sigur, acestea ne-au dat un pic peste cap. S-a blocat proiectul, care este unul multianual, a punctat primarul Ion Lungu. Conform indicatorilor tehnico-economici aprobați de Consiliul Local, valoarea totală a investiției era de 22,21 milioane lei, echivalentul la aproximativ 4,5 milioane euro. În etapa 1, 2020-2021, se prevedea alocarea sumei de 5,5 milioane lei iar pentru perioada 2022-2023 era estimată suma de 12,87 milioane lei. Instalația de încălzire ar urma să fie realizată în varianta apă caldă cu aeroterme montate la interior și cu perdele de aer cu rol de diminuare a pătrunderii frigului. De subliniat este și faptul că agentul termic ar urma să fie furnizat de societatea comercială Termonet, prestatorul serviciului de transport, distribuire și furnizare a energiei termice în sistem centralizat. Inițiativa unui modern sistem de asigurare a căldurii în bazar a fost luată cu câțiva ani în urmă, însă demersurile au fost mult întârziate din cauza documentației stufoase necesare obținerea vizului de securitate la incendii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bucovina al județului Suceava.